Iar copiii mici din fața noastră ne vor încânta cu niște cântece specifice sărbătorilor pascale. Mulțumim domnului profesor dirijor Stoicănescu Marian, care nu are cât o lună de când a înființat această echipă. Și o să vedeți cât de frumos cântă. Ne pregătim și pentru colindele de iarnă. Vrem să participăm și la evenimentele din iarnă, la concursul organizat la nivelul Consiliului Județean, unde avem, în momentul de față, avem de noi pe domnul director Alin Pavelescu, care se ocupă de activitatea culturală a județului. Printre noi mai avem și de la Inspectoratul Școlar Vâlcea, pe doamna Adina Dobrete, invitații noștri care au participat efectiv la activitatea taberei, Primăria Vlădești, Biblioteca Vlădești, Parohia Vlădești, Parohia Vlădești Vâlcunești. Trebuie să mulțumim, în primul rând, noi ne aflăm la a doua ediție acum, în primul rând, prima ediție la inițiativa preotului Sebastian de la Mănăstirea Sfântul Nectarie, care anul trecut a organizat acolo la mănăstire. Și am zis să dezvoltăm activitatea asta, haideți să facem aici, să o coborâm la centru și să fie lume mai multă, să vadă despre ce e vorba. Așa. Nu în ultimul rând, vreau să vă amintesc că luni s-au deschis și ușile Muzeului de Istorie a localității Vlădești, unde am început să expunem fotografie și obiecte vechi aparținând numai locuitorilor din Vlădești. Haideți, până tragem o gură de aer, să dăm drumul la copii să ne cânte ceva frumos, după care continuăm activitatea. Thank you.